astrale în materie de dragoste. Verbec, apare o problemă sentimentală pe care ați fi putut să o evitați, încercați să vorbiți calm. Taur, vă regăsiți buna dispoziție cu prilejul unei vizite la prieteni împreună cu persoana iubită. Aveți grijă să nu provocați scene de gelozie. Gemeni, o problemă sentimentală din trecut poate reveni în actualitate, nu este exclus să vă certați cu partenerul de viață. Rac, este posibil să vă confruntați cu probleme în relație, nu exagerați cu exprimarea sentimentelor, încercați să fiți cât mai natural. Leu, s-ar putea să fiți tentat să petreceți mai mult timp cu prietenii, ceea ce riscă să provoace nemulțumirea unor membri ai familiei. Fiți mai atent cu cei dragi. Fecioară, relațiile cu persoana iubită sunt armonioase, dar nu exagerați cu posesivitatea asupra partenerului. Vorbiți mai clar ca să nu fiți înțeles greșit. Balanță, aveți ocazia să plecați într-o călătorie în interes personal, ceea ce ar putea deranja persoana iubită. Nu luați decizii în grabă. Scorpion, încercați să evitați un conflict chiar dacă partenerul de viață insistă. Profitați de timpul liber pentru a vă odihni. Săgetător, în plan sentimental, sunteți capabili să priviți lucrurile cu detașare și obiectivitate și să lămuriți anumite neînțelegeri care v-au stresat în ultima vreme. Nu se anunță probleme grave. Capricorn, în relația cu persoana iubită, încercați să fiți cât mai înțelegător. Nu îi reproșați prea multe pentru că puteți ajunge la discuții semnificative. Vărsător, dacă vă temperați orgoliul și nu vă susțineți părerile cu încăpățânare, puteți să evitați o ceartă cu partenerul. Pești, o rudă apropiată vă dă sfaturi utile într-o problemă sentimentală. Nu faceți afirmații ce ar putea stârni gelozia persoanei iubite. Atât pentru moment. Eu vă doresc o dimineață frumoasă.